m-am jucat. Thank you.
vinul nu l-a dus, nu? Ale vinul? Hai să-l desfacem. Da, e șampanie, dar nu e aia, nu e aia, nu e aia. Cu harul tău, pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata,
Mărita stăpâna voastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară Maria, cu toți sfinții, s-o pomenim preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, pre noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm ție, Doamne, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite le-a dumit unire și ai pus dragostea legătură neîntreruptă, celea ce ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și a arătat pe ei moștenitor sfântuinții tale, însuți, Doamne, binecuvintează pe robii tăi aceștia, povățuindu-i pe tine și spre tot lucrul bun, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă lăsând Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului tău, capetele voastre Domnului să le plecați ție, Doamne, Doamne Dumnezeu nostru, celălalt ce dintre neamuri, mai înainte ți-ai rogut biserica fi fecioară curată, binecuvintează rogotna aceasta și unește pe robii tăi aceștia în pace și într-un gând, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se logodește rog Dumnezeu Cristin, cu roa Dumnezeu Gabriela Marinela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește rog Dumnezeu Cristin, cu roa Dumnezeu Gabriela Marinela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește rog Dumnezeu Cristin, cu roa Dumnezeu Gabriela Marinela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nu știa să fac ce-o venit. Hai la, hai la, hai la. Da, mai închinat, nu mai ești, nu mai schimbă. Nu vrea să ieși. Da, mergem cu o răci după aia. Mergem la, la bijutie. Așa că nu, închinată, gata. Așa că așa. Lasă, lasă o lume. Nu mai schimbă. Uite, aici o băgăm în degetul ăsta. Ia, nu știu ea, pe aici intră. Aici, aici intră. Lasă, dar lăsăm așa. Da. Lăsăm așa. Acum e închinat, de ce să mai, nu mai din curte. Lasă așa. Lasă așa. Acum o greșit, o greșit, ce să mai. Lasă așa, nu mai s-o trebuie. Se mai întâmplă și la case mai mari acum, dar cu puțin obosit, ce se fac? Da. Se logodește, va Dumnezeu, Gabriela Marinela, cu rog Dumnezeu Cristin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește, va Dumnezeu, Gabriela Marinela, cu rog Dumnezeu Cristin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește, va Dumnezeu, Gabriela Marinela, cu rog Dumnezeu Cristin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamna mea, și vă rog să mă ajutați. Acum și pururea ca dreapta. Și în vecii vecilor. Uite că aici intră, vedeți? N-avem probleme aici. Nașul, vă rugăm, mai trebuie să îndreptăm lucrurile, că văd că te aspira de săraci. Haideți, dar vă rog să mă ajutați. Și luați-mă să te ridic la dideșe pe mâncăței. Așa. Și puneți-l dumneavoastră aici unde vrea nivel. Așa. Și să ne vine inima rog, acum, da? Primorare. Da. Inca, acum intră, da? Gata, s-a rezolvat, da? Nu mai mergem la bijutie, da? Gata, aia bună noapte. Așa, da. Așa, n-aș mulțumit. Nu, doamna, n-aș, vă rugăm cum o să ne ajutați. Luăm deget, luăm verigheta din degetul mirelui și o punem la mâna stângă. Am zis mâna stângă, da? A, așa, sunt nași sunt cei care vă da? Eu am numit acum că așa de bine să nu mai să mai gândim. Cum au gândit și eu de înainte. Dar eu am numit mai legat, așa? Da, mulțumim, așa? Ne-a venit inima loc acum, da? Suntem liniștiți. Așa. Ce-o fi zis? Deci, dar bă, lăsa să-mi bătă și niște, da. Da. Și acum hai să vedem ce se spune despre... despre Bechie. Domnului, să ne rugăm, Doamne, miluiește, Doamne Dumnezeu nostru, care împreună cu sluga patriarhului Avram, ai călătorit în Mesopotamia, trimițându-l să locotească femeia stăpânului său Isaac. Și prin mijlocirea scoaterii de apă, ai descoperit să locotească pe Rebecca, însuți, Doamne, binecuvintează logodna rugilor tăi, acestora Cristi și Gabriela Marinela. Și întărește, Doamne, cuvântul ce și-au dat. Unește-i pe ei cu
cu Sfânta Unire și de la tine, că tu din început ai zis parte bărbătească și femeiască, și de la tine se însoțește, Doamne, bărbatului femeie, spre ajutor și spre dăduit de iubirea neamului omenesc. Însuți, dar să pune, Doamne, Dumnezeu nostru, care e trimis adevărul peste moștenirea ta și făgăduința ta, să rugi pe părinții noștri și aleși ai tăi din neamul neam. Caută, Doamne, spre rogul tău, Cristi, și spre roaba ta, Gabriela Marinela. Și întărește, Doamne, vă tot la noi în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că tu, Doamne, ai arătat să se dea rugăciune și să se întărească toate. Prin îndelța tău, prin el, s-a dat lui Iosif stăpânirea în Egipt. Prin îndelța s-a prămărit la el în țara Babilonului. Prin îndelța s-a arătat la adevărul Tamarei. Prin îndelța, Părintele nostru cel Ceresc s-a îndurat între fiul cel risipitor când a zis: dați-i gel în dreapta lui și junghiți-i eu cel gras să mâncăm să le veseliți. Această dreapta ta, Doamne, e o dreapta mă cruzi. Așa o cruzi. Da? Această dreapta ta, Doamne, a întreajat de Moise în Marea Roșie, căci prin cuvântul tău cel adevărat, cerurile s-au întărit și pământul s-a întemeiat. Și dreapta robilor tăi să se binecuvinteze cu cuvântul tău cel puternic și cu brațul tău cel înalt. Însul, dar și acum să pune, Doamne, binecuvintează această punere a inelor cu binecuvântare cerească și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor, că tu ești cel ce binecuvintești și sfințești toate câte sunt. Și ție slavă sunt Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii, în vecii lor. Amin. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii, în vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserică aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră se roadă întrânsa Domnului, să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru Rău Dumnezeu Cristi și Gabriela Marinela, care acum se însoțesc prin taina nunții, și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru ca să fie binecuvântată nunta aceasta, ca și aceea din Cana Galilei, ca să se dea lor viață cumpătată, naștere de frunș bun spre folos. Pentru ca să se veselească la vederea fiilor și a fiicelor lor, Domnului, să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru ca să li se dăvească lor bucuria nașterii cel de frunș bun și purtare de până de picană în viață, pentru ca să li se dăvească lor nuntă și nouă cer de către mântuire, ca să fie izbăviți și noi de tot necazul în ea, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău, pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim, pre noi înșine și pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm ție, Doamne, că ție se cuvine toată slava, cinstea și cunăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Dumnezeule cel prea curat și divinitor la toată făptura care, din iubirea ta de oameni, ai prefăcut cu asta strămușurile Adam în femeie și ai binecuvântat pe din și ai zis: crește și vă mulțiți un stâmp de pământul și stăpâniți. Pentru a pe amândoi arătat prin trup, prin însoțire și că și pentru aceasta va lăsa unul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu unit omul să nu-i despartă, cel ce binecuvântat pe rogul tău, Avram, și ai discât cântele și sare și ai făcut tata multe neamuri, ai dăruit pe Isaac de veche și ai binecuvântat nașterea ei, ai însoțit pe Iosif cu Rahela și din trânsul arătat 12 patriarhi, care ai însoțit pe Iosif cu Asineta și la trei lor pe Prunș, pe Efrem și pe Manase, care ai primit pe Zaharia și pe Elisabeta, care ai dat drum pe noi de mergătorul, ceea ce din rădăcina lui Iesei, după tu ai crescut pe pururea Fecioară Maria și din grânța de încurbat și de nescut pe mântuirea neamului omenesc, care pentru necredințul tău, dar și multa bunătate, vin în Cana Galilei și nunta care de acolo ai binecuvântat-o, ca să arăți că din voia ta se face însoțirea cea după lege și nașterea de frunși din grânța, însuși stăpâne preasfinte, primește rugăciunea voastră a rogilor tăi și precum acolo și aici, fiind de față, cu ajutorul celui tău ce nevăzut,
binecuvintează nunta aceasta. Și dă, Doamne, rugilor Tăi acestora, Cristi și Gabriela Marinela, viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragoste, unea către altul în legătura păcii, dar de prunci și seminție cu viață îndelungată, cum la Tăcea Nerește și Camării, învelicește pe dâns și aș vedea pe fiii fiilor lor, păzește viața lor fără de mântioare, le dor lor din gurua celui de sus de din veșugul Pământului, umple caselor de grâu, de vin, de unde lemn, de toată bunătatea, ca să dea și celor lipsiți. Și dăruiește, Doamne, celor ce sunt împreună cu dâns și toate cele către mântuire. Că Dumnezeu și milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu e și ție slavă, lăsăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Așa. Luați. Așa. Ai nevoie? Ai nevoie? Cine are nevoie? Să-și ia. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul nostru, Sfințitorul Nunții Celui Tainice și Preacurate, și Legiuitorul Nunții Tăi Trupești, Păzitorul Nesfricășunii și Chemnistorul Cel Bun al Celui Trebuință Vieții. Însuți, Stăpâne, Doamne, cel acel din început ai zis, Domn, și ai pus pe dânsul ca Domn Stăpân al Torturii și ai zis, nu este bine să fiu mult singur pe pământ, să-i facem un ajutor din dânsul. Și mântuna din coastele lui i-a zidit femeie pe care, văzând-o Adam, a zis, iată os din oasele mele și trup din trupul meu. Aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa unul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Și pe care Dumnezeu a unit omul să nu-i despartă. Și acum să pune, Doamne Dumnezeu nostru, trimite harul tău cel ceresc peste robii de aceștia, Cristi și Gabriela Marinela, și de, Doamne, roabei tale acestea să se plece în toate bărbatului său și robului tău acestea să fie cap femeii ca să viețuiască după voia ta. Binecuvintează-i pe tine și, Doamne Dumnezeu nostru, pe cum ai binecuvântat pe Abraham și pe Sara, pe Isaac și pe Rebecca, pe Iacob și pe toți patriarhi, pe Iosif și pe Asineta, pe Moise și pe Sefora. Binecuvintează-i pe tine și, Doamne Dumnezeu nostru, pe cum ai binecuvântat pe Ioachim și pe Ana, pe Zaharia și pe Elisabeta, păzește-i, Doamne Dumnezeu nostru, pe cum ai păzit pe noi în corabie și păzește-i, Doamne Dumnezeu nostru, pe cum ai păzit pe Iona în vântecele Chipului și pe cum ai păzit de foc pe Sfinții Trei Tine, trimițând dolorul din cer, și să vină peste din și bucuria aceea pe care a avut-o fericitare în a face cinstit atunci. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeu și Doamne Dumnezeu nostru, precum ți-a adus aminte de Domnul de Sfântie, precum ți-a adus aminte, Doamne, de Sfinții Pasozești de Muciniști, trimițând lor pământ din cer. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, de părinților care au născut și au crescut, pentru că rugăciune părinților întăresc temelile caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne, și de robii tăi aceștia, Claudiu Irinel și Nicoleta Carmen, nașilor. Și binecuvintează pe dânsii. Dă-le lor roadă pânte celui prunș bun și bună înțelegere sfătească și rupească. Înalță-i, Doamne, pe dânsii ca cele Libanului, ca o vie odrăzită. Dă-le lor roadele pământului ca toată dezvoltarea până să sporească cretorul cu bun și bine producție și să vadă pe fiii fiilor lor la niște mătițe tinere de mătini împrejurul mesilor și neplăcând înaintea ta să strălucească numitor pe cele tine Domnul nostru Iisus Hristos, că Sfântul este cu mine toată slavă, puterea, știința și închinăciunea. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să rugăm, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel Sfânt, care din țărână ai făcut pe unii scoasa lui, ai făcut femeie și ai însoțit lui de ajutor, pentru că așa plăcut slavei tale să nu fie mult singur pe pământ. Însuși acum, Doamne, întinde mâna ta din sfântul tău local și unește pe rogul tău, Cristi, așa, cu roaba ta, Gabriela. Așa, așa să vă ține. Bine, dacă mai transpirați, iar nu mai trece, da? Gabriela Marinela. Pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia. Să stați până la sfârșit. Umnește-i, Doamne, pe dânsii într-un gând, îngurnează-i într-un grup, dăruiește lor roadă pânteciului de o pădire de frunș bun, ca a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se cunură Rău Dumnezeu Cristi, cu Rău Dumnezeu Gabriela Mădălin, Gabriela Marinela, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Se cunună Rău Dumnezeu Cristi, cu Rău Dumnezeu Gabriela Marinela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună Rău Dumnezeu Cristi, cu Rău Dumnezeu Gabriela Marinela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Așa e? Are minte multă și trebuie să intre la mine, ar fi să ne așa acum. Vedeți? Așa, da. Uite că acum ce a devenit. Așa, așa o să fie probleme, dar vedem. La mine. Se cunună, Doamne, Zeu, Gabriela, Manimela, cu rog, Dumnezeu, Cristi, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Se cunună, Doamne, Zeu, Gabriela, Manimela, cu rog, Dumnezeu, Cristi, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Se cunună, Doamne, Zeu, Gabriela, Manimela, cu rog, Dumnezeu, Cristi, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pre dânsii. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pre dânsii. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pre dânsii. Din Epistola către Efeseni, Sfântului Apostol Pavel, citire, să luăm aminte. Fraților, mulțumim Sfântului Apostol de una pururea pentru toate, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu și Tatălui, și supuneți-vă unul altuia pentru Fiica lui Dumnezeu. Femeile să se supună bărbaților ca Domnului, pentru că bărbatul este ca femeii, precum și Hristos este ca bisericii. Trupul său al cărui mântuitor el este, căci precum biserica se supune lui Hristos, așa și femeile bărbaților lor, pentru toate bărbaților, fiți femeile voastre, după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat de sine pentru ea ca să o sfințească, curățindu-o pe ea cu baia pe prin cuvânt și să o înfințișeze sie biserică slăvită, neavând pată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, și ca să fie sfântă și fără de prihană. Așadar, bărbații sunt datori să-și iubească femeile ca pe însăși trupurile lor. Cel ce își iubește femeia pe sine se iubește, că nimeni vreodată nu-și aude trupul său, ci fiecare îl hrănește și îl încălzește, precum Hristos biserica, pentru că suntem mădularea ale trupului lui din carnea lui, din coase lui, de aceea vor să amut pe tatăl său și pe mama sa și se va lipite de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Taina aceasta este mare, iar eu zic în Hristos și biserică, astfel și voi fiecare să-și iubească femeia, ca pe sine însuși și iar femeia să se teamă de bărbat. Mărire ție, Doamne, mărire ție! În selepciune trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Ioan, citire, mărire ție, Doamne, mărire ție! Puteți să vă cântați, dar până la urmă tot trebuie să vă întâlniți, așa că... Asta este succesul unei căsnicii bune și îndelungate, e să se lase la mine. Și tu. O spun eu din tot ce este. Și dumneavoastră. Deci dacă vrem să fie bine și așa. Și asta e și o dovadă de iubire. Da? Adică? Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Ioan, citire, mărire ție, Doamne, mărire ție! Să luăm aminte, în vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo și au fost chemați la nuntă și Iisus și ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai au vin.
Iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Ceasul meu n-a venit încă. Iar mama s-a zis celor care slujeau, faceți ceea ce vă va spune. Și erau acolo 6 vase din piatră puse pentru cărățile iudeilor care luau de 2 sau 3 vere, iar Iisus le-a pronuncit umpleți vasele cu apă și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis, poate și aduceți nunului. Iar ei au adus nunului și când a gustat nunul apa care se făcuse vin, nu știa de unde este, și ci numai slujitorii care scoseseră apa știau, și-a chemat nunul pe mire și i-a zis, orice om pune întâi vinul cel bun, până se amețesc vesenii, și apoi pune pe cel mai slab, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început a Dumnezeu l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa și au crezut întrânsul ucenicii săi. Mărire ție, Doamne, mărire ție, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Și domnișoara și capelul. Doamne, Dumnezeul nostru, care e purtarea Ta de grijă de cea de mântuire, ai primit în Cana Galilei, arătă cinstită privenirea Ta, însuși acum, Doamne, pe robii de aceștia și pe robii de aceștia Cristi și Gabriela, Marinela, pe care ai primit în soținul 4, îi păzește, Doamne, în pace și în bună înțelegere, arătă mânta lor cinstită, vrește patru luni finat, binevoiește să-și petreacă viața lor fără de prihană, îi împredișește pe dânsii și dânsii să ajungă bătrâni fericite cu imaturata Lui și poruncile Tale. Că Tu ești Dumnezeul nostru care ne iubești, mântuiești și ție slavă, sunt Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și bucurea și în veci, iubeștilor, amin. Și ne predicește pe noi să pune cu îndrăznire, fără de sunt să pute să mă tema pe tine Dumnezeu cel Ceresc, Tatăl și ea zice. Și acum toată lumea să rostim Tatăl nostru, da? Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean, Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm ție, Doamne. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Dumnezeule, cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta și ai zidit lumea și ne-ai frumusețat în ajutorul celor frute de Tine și acest pahar de obște pe care le-a dat celor ce se însoțesc prin anunții, îl binecuvintează, Doamne, cu binecuvântare domnicească, să binecuvântat de Tău, să a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Paharul mântuirii o-i lua și numele Domnului o-i chema. Deși mănâncă obligat, te așteptăm aici, da? Cine mănâncă se curună. Așa. Paharul. Puteți să rugăm pe tot. Da? Paharul mântuirii voi lua. Luați, mâncați acum, că nu se știe, vă ia așa mâncarea de la mâna. Da, așa. Eu l-am dat, dar nu v-ați văzut Cristul, dar nu am luat pe cea. Așa se întâmplă cu chelile, da. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Da. Aleluia. Hai, tu nu stai cu mașina, nu are treabă. Așa. Și restul de-a mireasă, da? Hai cu mai puțin. Da. Încă puțin și termină. Hai, lăsăm și lor. Da, ăsta îl vezi lui amândoi, da? Domnișoara și capătul. Nu, domnule, domnule, domnule. Aoleu, ce vă loc eu am lăsat? A, așa. Dar adusăreți poșile de nuci, da?
Nu le duce. Vă dar nu, ce obicei ăsta? Cum? Așa se face. Așa se face, da. Nu știu, nu i-am spus să duc aducă coș de nuci. Da, bine, hai, lasă data viitoare. Da, bine, da. Data viitoare să nu uitați, da? Haideți să atunci. Nu știu. Atunci, da, pe... Da, gata. Hai, păi așa se face pe coș de nuci. Nu mai e mire. Ca să se să nu dăm, așa că nu începem. Deci, ce nu? Măriți să fii mire ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând în dreptate, poruncile lui Dumnezeu. Așa, acum ne ridicăm frumos, ne ridicăm. Așa, ușor. Acum ne închinăm, ne închinăm, sărutăm Sfânta Cruce. Sfânta Evanghelie. Cununia. Mâna nașului. Mâna nașei. Nașe, unde sunteți? Și mireasă. Am zis mireasa, n-am zis mâna mirese. O să, și mâna mirese, bineînțeles. Ia uite, să nu se iau. Acum, având în vedere ochia mirese, nu o să mai punem genunchi. Doar capul plecat, da? Ce să face? Noblesul obiși, n-avem nimic. Da. Așa. Doamna Nașă, vă rugăm să poftiți. Mâna stângă. Hai să punem așa. Mâna stângă. Așa, așa. Mâna stângă aici, mâna dreaptă. Capul plecat, așa. Doamna Nașă. Unde puteți nasele? Unde vă e mai ușor? Că e mare. Da, așa, ce se face. Și tu, mireasă, mări să bunga sana, să te veselești ca Rebecca, să te mulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rândurile legii, ca așa binevoit Dumnezeu. Așa, acum ne închinăm. Închinăm. Să rătăm Sfânta Cruce, Sfânta Evanghelie. Sfânta Evanghelie. Așa. Cununia. Mâna nașei, mâna nașului. Ați văzut lucrul la Iacov, da? Așa, nașului. Nașul. Mâna nașului. Așa. Și pe mire. Am zis pe mire. Să vă sărutați mâna unul altuia totdeauna. Așa. Da. Așa. Așa. Haideți să vă mulțumim. Faceți-vă cu rocate. Mai avem puțin și pe rocate. Imediat. Iată, iubiți mii. Păi unde are prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce? A săvârșit jurământ. Atenție! A săvârșit și jurământ înaintea Sfântului Altar și în fața lui Dumnezeu, bineînțeles, că veți păzi legătura dragostei și a unirii între voi până la urmând, curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită, și că nu vă veți abate de la datorile voastre niciunul nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeu, Dumnezeu care vine în Cana Galilei și în toate acolo e binecuvântat, binecuvintează, Doamne, te rog, întâi aceștia, prin care cu purtarea ta de grijă s-au însuțit unii anunții. Binecuvintează intrările și ieșirilor, mulțește cu bunătăți viața lor, primește cu unii lor împărăția ta, păzindu-i curat, fără de picană, neasupriți în vecii vecilor. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, trăimea cea tot propus sfântă și provință și începătoră de viață, o Dumnezeire și o împărăție, să vă binecuvinteze pe voi, să vă dea o viață îndelungată, naștere de prunci bun, spor în viață și în credință. Naștere de prunci bun, spor în viață și în credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești și să vă mericească de dezvătarea bunătăților celor vechi făgăduite pentru rugăciune preasfinte născătoare Dumnezeu și alegerilor Sfinților. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție, cela ce cuvenirea sa în Cana Galilei arătat multă cinstită, Hristos adevărat Dumnezeu nostru, pentru rugăciune prea curatei Maicii sale, ale Sfinților, măriților, întrutul lăudaților apostoli, ale Sfinților de Dumnezeu cunoați, împărați, întocmai cu apostolii Constantin și Elena, ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, iubește-te și ne mântuiește pe noi. Amin. E cald, știu lucrul acesta, a venit foarte scurt. Iubiți mii, dragi nași, cinstiți mântași, este cea mai frumoasă zi din viața lor. Bineînțeles că în această zi, bucuria este deplină, cu multe
glume, cu multe întâmplări minunate și frumoase, de care să ne aducem aminte peste timp. Dar să nu uităm că astăzi, în fața noastră, nu mai stă un lucru, stă o familie. Pentru că ei nu mai sunt doi, sunt unul. Matematica este infirmată astăzi. Deci, dacă știm că la matematică 1 cu 1 fac 2, ei acum 1 cu 1 fac tot 1. De ce? Pentru că astăzi ei sunt una. Au băut din aceeași cupă. Inelul pe care l-au primit, verigheta de altă, a văzut că nu are nici început, nici sfârșit. Este una. Asta înseamnă că ei sunt împreună, gândesc împreună, gândesc la fel, vorbesc la fel și au năzuințe în același timp. Au și binecuvântarea lui Dumnezeu, au și copii în același timp. Vedeți dumneavoastră, este cea mai frumoasă zi din viața unui om. Aș putea să spun că viața omului se aseamănă cu răsăritul, cu miază zi și apusul soarelui. Răsăritul este nașterea, miază zi, atunci când nu există umbră pe pământ, pentru că soarele este deasupra creșterului și nu există umbră, atunci este momentul cel mai frumos din viața noastră. De ce? E momentul în care voi și noi, la rândul nostru cum a fost, sunteți împărați. Astăzi, toată plecarea, toată suflarea vi se înclină și vă urmează să fiți sănătoși, să aveți viață lungă și frumoasă alături de copii, de părinții voștri trupești și sufletești. Părinții trupești sunt aici, da? Mama și tata, mama și tata, da? Dacă sunt aici, așa, care sunt, așa. Ei, bine, vreau să vă spun că în această zi, voi suntem împărați. Păi este dat omului în viață odată să fie împărat, atunci când trecut. De ce? Pentru că Duhul Dumnezeu se coboară asupra voastră și lucrează în voi. Este momentul suprem, momentul de bucurie și trebuie să vă bucurați de el. I-a dat Dumnezeu zi călduroasă, dar în același timp caldă să vă fie viața și inima alături de cei dragi voștri. Și așa că și eu și cei care sunt astăzi alături de voi, vă dorim să fiți sănătoși, în rigur, în sufletește și dupește, să aveți viață de mâncată, o viață minunată, să vă supuneți unul altuia. Când vedeți că celălalt este în nevoință, în nevoie, să-l ajutați pe celălalt. Nu există, stai că tu faci pe aia și o fac pe aia. Nu, întotdeauna să vă ajutați unul altuia. Să vă sărutați în mâna unul altuia. Puteți să vă dotați când vreți pe bătături, pe degete, pe picioare, cum astea. Dar nu uitați. Dacă iubești pe celălalt, înseamnă că să te dăruiești. Să încerci să-i dăruiești tot ce ai mai bun ce ai. Și atunci, iubirea este completă. Uitați că creștinismul este iubirea, este religia iubirii. Așa că Dumnezeu v-a adus aici, iar cei care v-au ținut mânările nașii dumneavoastră, sunt chezașii cum că această călătorie pe care ați început-o, ați început-o mai demult, dar acum ați început-o și cu binecuvântarea lui Dumnezeu, această călătorie să ajungă cât mai departe. 90, 70, 80, 90 de ani să fie căsătoria asta. Nașii dumneavoastră, iată, sunt alături. V-au ținut rugăciunile, în același timp s-au rugat pentru dumneavoastră. Părinții trupești și ați ascultat. Rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor, da? Mama și tata, nu aveți noră, nu aveți cinere, aveți copii, da? De acum încolo, gândiți pentru ei. Și dacă aveți ceva să vă spuneți, să-i spuneți cu unuia sau altea, le spuneți amândurilor. Da? Dumnezeu să vă ajute, să vă întărească și să ne întâlnim și la slujbele de botez care vor mai veni probabil, da? Tot cu aceeași formație și cu bucurie. Rog Dumnezeu, Cristi și Gabriela Marilena, dă-le, Doamne, sănătate, viață de lungată pentru toate bunăsporile și păzește pentru mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Nașilor lor și tuturor care au participat la această Sfântă Taină. Dă-le, Doamne, sănătate, viață de lungată, întru toate bunăsporile și păzește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască toată lumea. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericite. La mulți ani să trăiți. La să aveți grijă, da? Sunteți voi, deci tata nașul și mama nașul, da? Doamne ajută-ne. Ai înțeles? Părinții care sunt aici.
Haideți să facem, mama și tata. Haideți să facem. Unde? Păi să despre până la 10. Mama, tata, ce vreau? Până mie, surori de frate, care să trecem? Aici e surori. Haideți, vă rog să trecem, hai, veniți să facem. Felicitați-mă. Hai că-ți mă rămână, ia. Bucă-i, bucă-i cum vorbi, lasă, bucă-i. Și mă rămână, nu contează, că asta înseamnă iubire. Așa, urează-le tot ce e bine în lumea asta. Așa. Haideți și dumneavoastră. Casă de teatră. Așa, tată. Așa. Bucă sănătate, casă de teatră. Să trăiești frătelul. O să trăiești în lumea. Toată lumea, vreau să-i felicitați. Și felicitați nici pe nași. Că și nașii sunt la lucru de ei. Să rămână nașii. Sunt bine și bine și nașii. Așa, cum sunt aici? Dar unde sunt părinții pe ei? Acum a stat așa, vreau să conjurăm asta. Ia, nașul, treceți mă acolo. Unde e doamna cu pomoane? Copiii, să vină faceți, să adune pomoane. Copiii, să vină faceți, să adune pomoane. Lauda apostolilor și bucuria mucenicilor, a cărora propovăduire este treimea cea de o ființă. Să vă dea Dumnezeu sănătate, acum mie ies prima dată, să fie cineva acolo cu grupul. Asta de piatră. Doamne ajută. Să fie norocos, generică. Ireasa. Și pe nașă, poate noroc. Thank you.
Ați venit din ați venit! Cea mai frumoasă venire pentru Ziverică mireasă nasul nasa! Generica nasă, nasă și nasă! Într-o dată! Într-o dată! Da, da, da!
Gata, pusui. Gata, de avem de mijloc fapte, de avem bactale, rurale, gata. Ce te gumaste? Da, zice, zice. Bine ați venit, bine ați venit!
să trăiască sufru mare. Mai dragon!